Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem aici în studioul Producens Media, de unde vă salutăm și vă mulțumim că ați ales și în seara aceasta să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum vom am și în seara aceasta vă aducem în fața dumneavoastră o temă de interes și de asemenea un invitat deosebit, o revenire în studioul nostru a, a Pastor, păstor Ovidiu Rosnac, păstor al Bisericii Baptiste Uh, Giulești, Biserica Nădejdea din cartierul Giulești-București. Frate păstor, bine ați revenit! Pace, bine v-am găsit! Este o onoare să stăm din nou de vorbă. Vă salut atât pe dumneavoastră cât și pe cei care ne ascultă în seara aceasta. Slavă Domnului, fiți binecuvântat și vă mulțumim că ați ales să petreceți împreună cu noi uh, timpul acesta în, uh, și să avem o discuție destul de să spunem, sensibilă, practic este o continuare a unei discuții anterioare pe care am avut-o despre e, moralitate, despre e, relațiile acestea e, sexuale înainte de căsătorie și după, vorbind despre e, sexualizare. Am avut-o o discuție foarte, foarte e, actuală. Actuală, actuală despre și aceste... e, Acum vreau să mergem puțin mai departe să discutăm despre starea aceea de imoralitate. Practic am denumit emisiunea din seara aceasta Moral versus Imoral. Practic, ce face diferența dintre un om moral și un om imoral? Și mai ales ne vom concentra asupra stării de cădere, de cădere în imoralitate. Și aici vorbim de câteva exemple, ne vom uita, bineînțeles, în Sfânta Scriptură, ci vom încerca împreună cu dumneavoastră să scoatem în evidență soluția. Care este soluția? Care sunt cauzele? Ce se poate face? Și dacă mai există iertare până la urmă, uh -huh. că până la urmă, dacă pentru un om care, dintr-o stare morală, creștinul născut în Domnul Hristos, creștinul întotdeauna Dumnezeu, Trece printr-o perioadă... Uh, e prins în capcana aceasta... Ce se întâmplă, care să, ce ar trebui să facă și, bineînțeles, uh, dacă mai este... Care sunt spune. soluțiile lui Dumnezeu, care e răspunsul lui Dumnezeu pentru un, o astfel de situație. Cum vedeți problema aceasta? Revenim la întrebarea generală. Hai să începem așa, de la general către particular. Cum vedeți problema aceasta, uh, așa ca păstor, problema aceasta... Uh, Asexualității, a ispitei sexuale, pentru că sunt o grămadă de păcate cu care suntem încercați, suntem tentați, firea aceasta pământească, apropo de uh, omul păcătos, omul firesc. Cum le vedeți, așa, uh, în, în ziua de astăzi? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că faptele firii pământești, da? le citim în Galateni de la capitolul 5, versetul 19, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și dacă le facem un inventar și încercăm să le numărăm, faptele firii pământești sunt, Apostolul Pavel începe enumerându-le în felul următor, sunt preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, și dacă observăm cu atenție, primele patru toate au o conotație sexuală. Faptele firii pământești. După aceea continuă cu închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavestiile, mâniile, neînțelegerile, dezbânările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă corelăm cu textul din Apocalipsa 21, acolo spune Scriptura că niciun curvar, niciun prea curvar nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Din start, vedem, frate Cătălin, că Dumnezeu condamnă curvia, Dumnezeu condamnă păcatele sexuale, Dumnezeu asigură binecuvântarea actului sexual în cadrul, spunem cu o dată, binecuvântat al familiei. În altă parte sau în alte împrejurări, în alte moduri, Dumnezeu condamnă consumarea actului sexual. Actul sexual este rezervat și vreau să subliniem, este dedicat, este rânduit, poate acesta este cuvântul potrivit, de Dumnezeu, în cadrul binecuvântat al familiei. În orice altă împrejurare, în orice alt mod, el este condamnat de Dumnezeu și el aduce blestem, aduce rușine. Încarcă conștiința umană uh, și nu este o binecuvântare. Foarte important uh, să știm lucrul acesta, pentru că observăm și în sfârșitarea trecută o o prezență foarte, foarte comună în, în spațiu public. practic, n cum și un copil, n-ai cum să-l mai ferești sau să-l protejezi oarecum de, de aceasta, pentru că cam totul pare sexualizat. O reclamă, dacă vrei un produs să-l să mai bine, totdeauna pui o față dezbrăcată, pentru că de obicei atrage privirile. Așa că și creștinul și, ne necreștinul, dar astăzi aș vrea să vorbim despre de omul lui Dumnezeu, omul care s-a întâlnit cu Hristos, fără să vrea, fără să facă nimic, fie că se uite pe internet, fie că merge pe stradă, sunt o grămadă de reclame care scot în evidență nuditatea și a spune că e imposibil să nu păcătuiești Durerea mea și problema mea este nu cumva noi oamenii lui Dumnezeu să ne obișnuim și să acceptăm să tolerăm o astfel de societate, o astfel de cultură sexualizată. La ce mă refer? E să ne obișnuim atât de mult cu felul acesta de viață cum s-a obișnuit Lot în Sodoma. Uh, mai degrabă ar trebui să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să ne ridicăm împotriva unei astfel de gândiri și să propunem uh, societății, să propunem culturii în care Dumnezeu ne-a așezat, să propunem modelul uh, lui Dumnezeu, modelul de viață al Sfintelor Scripturi, să, să propunem moralitatea lui Dumnezeu, uh, conduita lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu. N-ar trebui să ne lăsăm biruiți de, de cultură, de vremuri, uh, ar, să, ar trebui să răsturnăm orice izvodire da, a gândurilor omenești și a uh, provocărilor viacului în care, iată, Dumnezeu ne-a așezat și pe noi. Este lupta aș spune, lupta asta împotriva sexualizării este lupta generației noastre. Este lupta noastră a păstorilor, este lupta dumneavoastră, este lupta copiilor noștri. Trebuie să învățăm să luptăm împotriva acestui duh și să ne dea Dumnezeu putere să păstrăm integritatea și puritatea minții, a trupului, a vieții noastre, care însemnează, amintesc încă o dată, binecuvântarea. Dumnezeu binecuvintează integritatea, puritatea. E, haideți să o luăm așa pas cu pas să vedem cum se poate ajunge sunteți păstori, ați văzut oameni care sunt au întors la Dumnezeu, ați participat la foarte multe evanghelizări, ați botezat. Cum vedeți trecerea asta, să spunem așa, într-un mod Dezastros da? O trecere aceasta de la tânărul sau știu eu, chiar omul matur care se întâlnește cu Domnul Hristos, entuziasmat, bucuros, îl urmează pe Domnul Hristos, se botează, merge mai departe și la un moment dat afli despre el sau uh, îți dai seama că de fapt omul acesta are o problemă uh, cu imoralitatea. Uh, ce Care ar fi cauzele sau care ar fi, să spunem, etapele unui om de la întotdeauna Hristos, de la un om născut așa în Hristos, spre o decădere? E posibil să fie o cădere așa dintr-o dată, sau există, apropo, de obișnuința aceasta de jocul acesta, sau o etapizare, uh -huh, uh -huh. o perioadă de cădere mai lentă? Dacă am înțeles bine întrebarea, categoric nu este o cădere bruscă. Asta e... Nimeni nu cade în păcatul prea curviei sau curviei a imoralității dintr-o dată. Este un păcat și avem argument în viața lui Samson. Am făcut uh, amintire de el și data trecută. Uh, Samson nu a căzut brusc, deodată, în capcana imoralității, ci treptat, treptat. El coboară, uh, el se duce la vale și fizic, dar și spiritual, treptat. Uh, uh, astăzi, puțin, drogul acesta. Pot să-i spun un drog fără să greșesc, pentru că odată începută consumarea de pornografie, de exemplu, specialiștii, cei care studiază, spun că se declanșează în organismul nostru, în mintea noastră, niște secreții, niște. Da, noi, până la urmă, suntem chimici, suntem de factură chimică și apare nevoia noastră de a consuma și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și aici vorbim despre dependența de pornografie, de exemplu, despre viața aceasta ascunsă, privată, când poate nu știe nimeni, dar eu în privat sunt într-o dependență cruntă, într-o dependență dureroasă, amară de, de lucrurile acestea. Nu se face dintr-o dată căderea asta în imoralitate. Ea se face treptat, și așa cum spuneam data trecută, cu riscul de a obosi, dar vreau să repet, vreau să spun că diavolul care nu doarme și care ne ispitește cum l-a ispitit pe Domnul Isus Hristos uh, și ispitele lui, provocările lui sunt în toate domeniile. El știe unde suntem noi sensibili, mai ales noi bărbații, dar și femeile, și ne atacă uh, într-un mod une uh, și într-un fel unde noi suntem extrem de vulnerabili. În domeniul acesta al sexualității, de exemplu, omul este destul de vulnerabil. Aici toți suntem vulnerabili și avem parte de atacul celui rău, avem parte de ispitele celui rău care caută să ne distrugă cu arma aceasta uh, destul de temat. Tenace. De ce spun tenace? Pentru că poți cădea în capcana aceasta a imoralității, nu păcătuind fizic, dar poți păcătui cu mintea, cum spunea Domnul Isus Hristos dacă se uite cineva la o femeie ca să o poftească. Deci pot fi anumite pofte, trăiri de astea platonice, senzuale, în mintea ta, care sunt condamnate de Dumnezeu. Sunt o ofensă împotriva lui Dumnezeu, dar de ce să nu recunoaștem că ele cumva. Stârnesc în noi o viață de rușine, o viață de uh, lașitate, o viață de, uh, de asta uh, moale din de punct de vedere spiritual în care eu nu am curajul să mă ridic în picioare în numele Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ceva în mine mă condamnă uh, din cauza vieții mele trăite în privat. Nu pot să ies în public, dacă în privat uh, și în ascuns... Uh, Fac anumite lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și, așa cum ați spus dumneavoastră, atât e de ușor de accesat, în privat, în ascuns, lumea asta întunecată. E atât de ușor, din păcate, de accesat. De asta, pentru că, practic, nu trebuie să faci mai asta nimic, e o problemă. Vine de către problemă. tine, e decizia ta mai departe dacă urmezi sau nu, dacă te uiți sau nu te uiți, dacă mergi mai departe și te obișnuiești la un moment dat, nu mai faci diferit între seama câtă educație, câtă putere îți trebuie, mai ales dacă ești un tânăr naiv, să decizi tu, cu telefonul în mână, mă uit sau nu mă uit. E foarte greu. Trebuie să recunoaștem, da. Îți, îți trebuie o putere care poate vine... Din educație, din principiile pe care le-au pus părinții tăi, părinții tăi în tine, dar poate o putere care vine din afară, vine de la Duhul Sfânt al Dumnezeu. Așa este. Îți trebuie, îți trebuie multă disciplină și o relație profundă cu Dumnezeu. Ce vreau să spun cu asta e că uh, vreau să înțelegem luptele pe care le duc tinerii noștri și luptele pe care le duc enoriașii noștri, luptele pe care le duce generația noastră. Lupta asta aprigă cu sexualitatea, pentru că este un dușman, un goliat. Uh, acum a văzut că e pe față, nu mai e ascuns. Asta este, este foarte vizibil și e imposibil de, uh, cu puterea noastră omenească de contracarat. Adică. Cam totul merge în direcția asta și singurul lucru este decât, decât să ai grijă să, să fii atent la calea pe care o Dacă ori... măsurăm câte vieți de tineri făcute țândări din cauza păcatului acestuia, dacă măsurăm Familie. și cântărim câte familii, câți copii rămași fără un părinte din cauza Mi uitam aceasta, că nu vreau să stănesc durerea. O statistică aparentă de că unul dintre, din trei copii din România este născut în afara căsătoriei. Da. Pe de-o parte, nu există o rată de natalitate, să spunem, pozitivă. În sensul pozitivă, cu. comparăm cu anii dinainte, dacă când se nășteau foarte mulți copii în România, deci se, se nasc, da foarte puțin, și apoi și ăștia, cei care se nasc o treime, sunt în afara căsătoriei. Vă dați seama ce, ce stare suntem. Unde este textul din evrei, unde spune căsătoria să fie ținută, în toată cinstea și patru să fie nespurcat căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe preacurbar. Unde? Unde este învățătura și încotro ne îndreptăm. Încotro ne îndreptăm. E, e, lucrul acesta nu ne face decât să strigăm la Dumnezeu și să predicăm o Evanghelie curată. Să nu ne fie rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Este remediu, este vindecare. E, biserica nu trebuie să tacă. Să nu uităm, biserica este lumina lumii, e, lumina care luminează lumea și biserica ar trebui să facă un pas în față, așa cum a făcut David să ia atra netedă, care este cuvântul lui Dumnezeu, și să spună înaintea lumii, înaintea neamului acestuia curvar și prea curvar, așa vorbește Domnul. Asta este învățătura noastră despre familie, asta este învățătura noastră despre moralitate și despre principiile lui Dumnezeu. N-ar trebui să ne fie rușine la locul nostru de muncă, la școală, între colegii noștri, unde cei mai mulți dintre ei consumă acte sexuale în afara căsătoriei, într-un cadru nebinecuvântat, să zic așa, de Dumnezeu. Da, Uh, haideți să ne uităm puțin la profilul omului care are tendința de a merge în direcția aceasta, de a păcătui, uh, 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 a merge spre imoralitate. Uh, sunt câteva exemple. Unul faimos este cel al lui David. Dacă ne uităm așa la el și la ce s-a întâmplat, uh, cred că, spitiți cu siguranță suntem cu toții tentați, mm -hmm. tentații găsim absolut la, la fiecare colț de stradă. Totuși, Uh, există un profil a omului care rezistă și își vede de treaba lui, merge mai tare Și cred că există și un profil a omului care uh, e mai ușor de păcălit, să spunem de cel de rău Da, cu siguranță, chiar mă gândeam când veneam spre emisiune uh, Oare unii vor deschide televizorul, se vor uita la noi și vor spune a, Discută iar despre imoralitate, despre sexualitate pe mine nu mă interesează, eu nu am problema aceasta. Da, e posibil ca unii să nu aibă problema aceasta, să aibă altă problemă. Problema puterii, problema banilor, problema idolatriei. Cu siguranță nu toți oamenii sunt sau au profilul, ca să folosesc cuvântul dumneavoastră, de a cădea în capcana aceasta a imoralității, a pornografiei, a sexualității. Dar adevărul este că cei mai mulți, cei mai mulți dintre noi, suntem ispitiți tocmai în domeniul acesta. Și am văzut argumentul din Galateni, capitolul 5, că faptele firii pământești, da, primele patru de acolo, erau toate cu conotație sexuală. De aceea, cei mai mulți oameni sunt ispitiți în direcția aceasta. De și are și rostul discuției noastre în seara aceasta. Dacă există un profil, mi-e greu să spun dacă există un profil. Cred că cei mai mulți, poate 90%, 95% din oameni, eu cred că chiar dacă ei spun, a, nu, eu nu am problemă, tocmai negarea problemei scoate în evidență că tu ai o problemă în, în direcția aceasta. Cei mai mulți oameni cred că au profilul. Da. Nu Trebuie creat un profil. Deci, dacă, dacă e să stăm sinceri înaintea lui Dumnezeu, recunoaștem. David și el a spus, Doamne, cercetează-mă, vezi căile mele, vezi umbletele mele, vezi dacă sunt pe o cale bună sau pe o cale readumă pe calea veșniciei. Este omul lui Dumnezeu care compune și revigorează închinarea de la, de, la, de la templu. Ne aducem aminte în Vechiul Testament, doar un pic de, de învățătură. Cei care slujeau aveau vârsta de la 30 de ani la 50 de ani. Când vine David, el face o reformă în închinare. Dar cortul lui David este cortul care îi zbunește în laudă în închinare. El mută vârsta la 20 de ani. Să vină tineretul să se închine lui Dumnezeu. Și tocmai pe acest om mare lui Dumnezeu, reformator al bisericii, Bisericii, al închinării, pe acest om îl lovește păcatul curviei și al adulterului. Și de aici un păcat nu vine niciodată singur. Da? O dată ce păcatul înfăptuit spune că el aduce moartea. Și vedem cum David se afundă și mai mult și mai mult în mocirla asta, pentru că Chiar păcatul be. este o mocirlă. Cu cât încerci să scapi, cu, cu cât te zbați mai mult, cu atât te afunzi mai mult în mocir la asta a păcatului. N-aș putea spune că este un profil. Dacă ne al... uităm la David, totuși el... așa da. mai degrabă să le spunem telespectatorilor noștri că orice bărbat, orice femeie, dacă David a căzut, și nu la voia întâmplări exemplu, exemplul acestui om care am căutat să-i fac profilul puțin, un om al trezirii, un om al înviorării. El a dus pe poporul lui Dumnezeu acolo unde niciodată nu l-a dus nimeni. De exemplu, exact. Solomon a beneficiat de tot ce a lăsat David, până și lucrurile pentru templu. Toate i-a lăsat tatăl său David. Dar David a luat Israelul de nicăieri și l-a făcut o națiune puternică, o națiune care era respectată de celelalte națiuni. În Deuteronomul, capitolul 4, găsim acolo că planul meu a fost când ceilalți se vor uita și vor vedea un popor care 655 de ani a fost un nimeni. Da? De la Avram până s-au format ei ca popor, până a venit David, a fost, a fost un popor destul de obscur. Și David ridică națiunea aceasta la o națiune puternică și recunoscută pe plan mondial pe plan mondial. Și planul lui Dumnezeu a fost ca cei care se uitau la Israel, văzând legile lui Israel, văzând economia lor, văzând cum funcționează, ce sistem de sănătate au, ca să vorbim în termenii noștri, să-L preamărească pe Dumnezeul lui Israel, pe Dumnezeul binecuvântat al lui Israel. Vă dați seama ce rușine a făcut David lui Dumnezeu când a păcătuit cu Batșeba, când a fost prins în capcan aceasta imoralității. Ce rușine, ce, ce grozavă a fost căderea Conducătorul acesteia, ilustru David. Cei Ce e să spun așa de, de menționat Este momentul când se întâmplă lucrul acesta. David era acasă Pe când poporul lui era într-altă parte Oștinul lui De obicei, David lupta, era cel care se implica în lupte În momentul acela păcatul era acasă da, aici Biblia ne arată, poate, cum să spun eu, dacă ne-am uitat la profilul celui care îi ispitit și am văzut că toți suntem ispitiți în domeniul acesta, nimeni să nu zică nu sunt ispitit, poate vedem căile, cum, cum, cum vine păcatul acesta și e important să le subliniem. David dă dovadă de lenevie și vreau să spun că cumva lenevia facilitează căderea în păcat. Da? Îmbuibarea, am văzut data trecută Corintenii uh, stăteau la mese belșugate, se îmbuibau Îmbuibarea și lenea aceasta Nu stărnesc decât poftele sexuale După aceea își consumau mai departe energia Pe ce? Trăind în uh, Imoralitate, în promiscuitate uh, Cred că locul lui David nu era Acasă, el trebuia să fie cu împărații La război uh, Cred că munca este bună Munca uh, ne ajută să ne consumăm Energia, munca ne ajută să Ne disciplinăm mintea focalizându-ne pe ceva bun ce avem de făcut și astfel nu lăsăm gândurile noastre să se ducă Știți une, da? că ele dacă le lași se duc numai într-acolo, numai între, înspre direcția sexualității. Dar mintea trebuie disciplinată. David spune Scriptura, ca să definim așa puțin, să, să ilustrăm puțin, se plimba pe acoperișul casei, zărește o femeie frumoasă care se scălda. Unii spun că Batșeba cumva l-ar fi ispitit pe, pe, David, ea făcea baie în acel loc ca să-l pe David. Eu nu cred lucrul acesta. Cred că casa împăratului era cumva mai sus decât celelalte case și el avea o privire și destul de bună de acolo. Acoperișul casei în antichitate era folosit da. Ca un loc uh, sigur, unde puteai să te relaxezi, să te izolezi, de aceea și David era pe acoperiș, da? stând uh, în relaxare, în, în izolare, în, uh, nu izolare asta cum am stat în pandemie, da, căuta să fie singur să da? și acolo, în, mom în momentul, uh, cum să spun eu, da? diavolul știe exact momentul, știe exact locul, uh, știe exact starea când, când trebuie să te lovească, să te verâme. Și observați, nu a lovit în... Putea să fie acolo o slugă, putea să fie acolo un general, ci a lovit în David. A lovit în conducătorul poporului Dumnezeu. Pentru că spune Biblia, vorbate păstorul și oile vor fi risipite. Atenție mare cei care sunt conducători, lideri, păcatul acesta poate la ușa inimilor bate mai tare, mai, mai cu persoasiune decât la ceilalți. Trebuie să avem mare grijă. Așa este. Suntem în momentul în care David păcătuiește, totul se întâmplă ceva. Din momentul acela ai un moment de. de fapt, ai un moment de alegere înainte și apoi mai ai un moment de alegere după. David, într-adevăr, realizează greșeala și. A, nu, nu știu dacă a realizat-o. Imediat. Că Nathan da, a trebuit să vină Dumnezeu, el a căutat-o ascundă? Tocmai asta zic. El și-a a dat seama, dar încearcă oarecum. Prin să mă prin faptul că încearcă să o ascundă și dă seama că nu prea e, nu e corect ceea ce a făcut și uh, își încearcă oarecum să spunem așa, șansa de a acoperi prin uh, comiterea alte infracțiuni, hai să o zic altfel, uh, prin alte, uh, altui păcat și anume prin împingerea prin păcălirea lui Urie da? care își face o întreagă strategie un deci... întreg plan, îl cheamă deci... pe Urie îi dă să bia, îl îmbată. De... un om un soldat foarte devotat Urie care spune nu se poate îl cheamă, vine acasă după care omul foarte conștiincios, spune nu pot să soldații mei luptă acolo în linie întâi și o să stau acasă să mă distrez, așa parafrasat în limbajul nostru curent și totuși David Dătărește să scape de el, deci nu să scape de propriul păcat, ci să scape de cel care l-a fi putut descoperi și îl trimite în linia întâi. Da, aici e un argument în ce ați spus dumneavoastră, vis-a-vis -vis de decăderea aceasta în păcatul păcatului. Treptată, tot mai adâncă, tot mai rușinoasă. Deci, pe lângă faptul că a păcătuit, mai este sexual, mai este și apoi uh, apare și păcatul acesta al crimei. Până la urmă a băgat nu el l-a uh, ucis uh, cu fapta, dar cel puțin a decis vinovatul moral, 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 moral este, David, este David. Practic l-a omorât prin porunca lui. Uh -huh. da, aici putem vedea cât de vinovată este imoralitatea. Unde poate duce? Consecințele imoralității, da. Spui, a, e o plăcere de o vară, spun tinerii, e o distracție, mă destrez, îmi fac de cap vara asta, până la urmă e o noapte, e o relație. Ideea este că odată începută viața aceasta sexuală, odată stârnite poftele acestea, ele sunt ca un animal prădător care te vor ucide mai devreme sau mai târziu. Are timp diavolul și te așteaptă până animalul acesta, dacă l-aș necontrola, dacă nu-l tresezi, dacă nu-l supui Duhului lui Dumnezeu, dacă lași firia firea asta pământească să-și uh, ducă într-acolo da, spre desfrânare, spre imoralitate, să, să mergi cu viața spre domeniul acesta, vei fi distrus. Te va uh, distruge. Te vei autodistruge. Și asta știi chiar cred că, chiar de la David. Dacă ne uităm la modul în care îl plânge la un moment dat. El și-a distrus familia pentru totdeauna. Deci, din cauza aceasta. Deci, în familia lui, din cauza păcatului acestuia, spune Nathan, sabia nu se va depărta de casa ta. Poate unii spun, există așa ceva scris în Biblie, da? Când Nathan vine la el și Dumnezeu descoperă oricum păcatul, păcatul nu poate rămâne ascuns. Dumnezeu descoperă păcatul. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va scoate la ivială inima noastră. Spune în proverbe un verset care pe mine mă, mă, cercetează enorm de mult și sună cam așa. Spune, adâncul și locuința morților sunt cunoscute lui Dumnezeu, dar mai mult inima omului este cunoscută de Dumnezeu. Nu uitați că am început spunând că David, spune, David cere lui Dumnezeu să-i să descopere lui Dumnezeu inima. Doamne cercetează-mă, vezi ce în inima mea, vezi pe ce cale sunt. și Iisus spune, ai vrut? Vrei să vezi ce în inima ta? Îți pot arăta ce este în inima ta. Și am văzut că în inima lui David este adulter, în inima lui David este uh, uh, mai mult crimă, da? ucidere, uh, în inima lui David este uh, răutatea asta de a mușamaliza totul, de a ascunde totul și Dumnezeu cumva uh, îl lasă pe David ca David să vadă cine este omul fără Dumnezeu. Dragi mei și, uh, noi, fără Dumnezeu, nu suntem decât niște uh, ființe uh, sărmane, nenorocite, căzute în păcat, care ne autodistrugem. Fără Dumnezeu. Asta face, asta face păcatul. Și uite că l-am luat așa treptat, de la uh, un moment de slăbiciune până la o crimă uh, condamnată de Dumnezeu. Și, totuși, există momentul acela întâlnirii cu prorocul Natan în care îi se descoperă, practic. Este scos la suprafață păcatul acesta și David uh, recunoaște. Uh, dar totuși, până nu îi se pune verde în față, da? până nu uh, tu ești acela, parcă așa îi spune Nathan, când îi vorbește de pilul acela cu mielul. Da? Băi, uh... așa păstor, să ai așa păstor ca Nathan. Da, un postor extraordinar. Înțeleg. Foarte păstor, înțelept. La... Eu știa adevărul de dinainte. Mă, mă gândesc dacă era altul, ar fi zis mă, da. totuși este împăratul. Nu mă duc să-i spun din partea lui Dumnezeu cuvintele acestea. Îmi pierd slujba, îmi pierd statutul, el este împăratul, ăsta e în stare de orice. Poți să-mi ia viața. Da? gândiți-vă puțin, da, poți să-mi ia viața. E împăratul. Mai ales vedem nebunia asta lui David care l-a ucis pe, pe urie. Dacă l-a ucis pe urie, putea să spună Nathan mă va ucide și pe mine. Dar observăm în Nathan cumva un prototip al lui Ioan Botezătorul, care la fel și Ioan Botezătorul mereu îmi pun întrebarea asta, mă, de ce Ioan n-a putut să tacă? De ce îi trebuia lui să strige împotriva lui Rod? Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. De ce? Pentru că, dragii mei, noi, biserica, noi oamenii lui Dumnezeu suntem chemați să fim lumina lumii și să condamnăm cu fermitate să fim un glas al lui Dumnezeu împotriva acestui păcat. Nu să tăcem, nu să ne, să ne resemnăm spunând a închid televizorul, subiectul ăsta nu e pentru mine, nici nu mă interesează. Dragul meu, închizi televizorul sau spunând ce să asculte o emisiune pe tematica aceasta a sexualități, pe tematica asta a imoralității, pentru mine nu mă interesează, să, nu face altceva decât să pierzi ocazia de a fi și tu o voce a lui Dumnezeu. Într-o vreme atât de sexualizată, cum a spus dumneavoastră la în început, într-o vreme în care păcatul acesta face ravagii, și biserica, din nou spun, trebuie să facă un pas în față și ca și Ioan Botezătorul să strice împotriva acestei păcat, să strigăm. Nu? Avem colegi care trăiesc în concubinaj, avem uh, colegi de școală care și-au început viața sexuală. Acolo ne-a pus Dumnezeu, dragii mei, să nu ne fie rușine, ci să spunem oamenilor că Dumnezeu uh, urăște păcatul acesta, iubește pe ei păcătoși și dorește să-i binecuvinteze, dorește ca ei să se pucăiască. Așa e, haideți să luăm un exemplu clar. Asta a fost istoria lui David. La domnului David s-a pocăit și Dumnezeu s-a îndurat de el. Și există un salm al pocăinței foarte, foarte cunoscut în lumea noastră creștină. Ce putem face noi? Pentru că suntem... Dacă tot am vorbit despre profilul omului care e tentat să păcătuiască în sfera acestei moralității care ar fi totuși profilul omului care trebuie să se pocăiască, să spunem spre spune omul omului Dumnezeu, omul care uh, a căzut în păcat, uh, n-a vegheat, n-a luat cu seriozitate viața aceasta creștină și încet cu încetul Satana uh, s-a folosit de slăbiciunea lui, da și la un moment dat a păcate. Și omul acesta are un moment. Satan are un aliat în firea noastră pământească. Să nu uităm, prietenul Satanei, poate sună greu, dar prietenul Satanei din noi este firea pământească. El ne atacă, ne subjugă și ne chinuie, pentru că imoralitatea și curvia nu e un păcat care să aducă satisfacție. Să știți că e un păcat care chinuie. Și lucrul ăsta spun și din experiența pastorală. Stând de vorbă cu mulți oameni care au căzut și au spus frate pastor, sunt chinuit, aș vrea să scap, aș vrea. Am adunat atâta rușine încât gândul meu nu merge decât să mă sinucid. Da? Deci nu e un păcat care să aducă. E o plăcere de o clipă a păcatului. Dar după aceea vine rușinea, vine mustrarea conștiinței, vine gândul că te-ai lăsat folosit, te-ai lăsat folosit, că nu ți-ai păstrat fecioria, virginitatea pentru partenerul de viață, vine gândul infidelității, faptul că n-ai fost fidel partenerului de viață, dar sunt o mulțime de, de factori care nu se trăiesc în noi decât gândul acesta de, 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 de rușine, sentiment de vinovăție, care până la urmă te mai lasă să fii om. Dacă ne uităm la David, vedem, David spune: că te vreme am tăcut și nu mi-am mărturisit păcatul. David spune că a avut până boală, dar spune că îl dureau oasele, până, până s-a îmbolnăvit, trupește, nu numai sufletește din cauza acestui păcat nemărturisit. Iată efectele tragice ale acestui păcat. E, suntem în fața, unei, în fața unei situații, să spunem, practice, în care cineva ajunge în starea aceasta. Ce poate face unul acesta? Pentru că. Rușinea aceasta de care vorbeați, greutatea aceasta apasă, e greu să te duci să-i spui, chiar să recunoști, mai ales să-i spui familiei, păstorului, să te duci să te mărturisești. Foarte greu foarte, foarte greu, foarte greu. Uh, practic, Satana nu te lasă. Uh, e mai. Deși ți-e de, de, ți de rău când au venit să spună, frate, mă lupt cu, cu problema asta, ajută-mă. Sunt foarte puțini care apelează la ajutor foarte puțin. Plus, refric, frica aceasta, pentru că e un păcat uh, destul de, de grav, uh, un păcat... Uh, Eu, ca un cancer al Exact. Da? E greu să crezi că cineva te va accepta sau nu și va strica opinia de, uh, despre tine. Da, da? Da, aici și noi suntem vinovați, pentru că dacă și noi doi am fi sinceri, și am spune, omule, și eu mă confrunt cu problema asta, dar ce, ce, ciuda am eu și uh, înțelegem că e o ciudă bună chestia asta e că uh, când îi aud pe unii vorbind despre păcatul acesta de sus ca niște farisei ca care și pun comuna. sarcini grele pe umerii pe pe poporului dar spune Domnul Iisus, ei nu le țin, ei nu le urnesc cu un deget adică pun sarcini pe umerii poporului uh, ce bine ar fi ca noi toți să ne vulnerabilizăm să spunem oameni buni și noi luptăm cu chestia asta, Domnul Iisus a luptat și el a fost ispitit în domeniul acesta Și el a biruit Adică toți suntem ispitiți în, în domeniul acesta Hai să vedem ce putem face împreună Să scăpăm știi? Ideea asta de a, de, a, de a mă pune eu sus pe un piedestal Și a spune știi, eu, Uite eu eu, cu soția mea În prieteniile mele am fost am făcut Băi eu n-am făcut ce ai făcut tu. Exact. Eu -am, știi? Dar, dacă, E ușor de acuzat și de da cu piatra Asta este Pariseismul ăsta nu face decât să aducă și mai mult păcat și să-l depărtez pe total? Dacă, dacă părinții, dacă păstorii, dacă păstorii de tineret, liderii ar fi sinceri și ar vorbi deschis cu generația tânără și ar spune, oameni buni, poate noi n-am fost atât de provocați ca voi, că n-am avut. Tehnologia asta pe care o aveți voi, de exemplu, eu când am fost tânăr, am avut telefon cu butoane. Când am luat telefonul ăsta cu ecran, tremuram și nu știam să apăs pe el. Acum băiețelul meu la 8 ani umblă pe el și caută orice. Dar noi n-am avut provocările lor. Dar ce trebuie să înțeleagă generația tânără este că uh, provocarea din interior este aceeași. Presiunea sexuală, cum a fost pe vremea lui Samson, cum a fost pe vremea mea, e aceeași. Omul Firea care a rămas la fel. Adică presiunea e aceeași, da? Și toți trebuie să învățăm să. Așa cum fierul ascute fierul, noi trebuie să învățăm să ne ajutăm unii pe alții. Să ne ridicăm unii pe alții, să fim îngăduitori unii cu altul, da? să ne tolerăm, în sensul nu de a tolera păcatul, ci a tolera păcătosul, da? de a ajuta pe, pe, pe frații noștri să se ridice din cancerul acesta. Spun cuvântul cancer, poate un cuvânt uh, greu, însă el nu descrie suficient de bine cât e de, uh, cum să spun eu, mâncător, de măcinător, de uh, distrugător păcatul acesta al imoralității. Deci, Oricât de, de, greu ar fi pentru un om să se întoarcă la Dumnezeu, să recunoască păcatul, totuși ar trebui să avem o ușă deschisă. Prin și aceștia de război, cum spunem noi, oamenii aceștia care au fost, n-au au greșit, s-au depărtat, le e rușine să se întoarcă, totuși ar trebui să avem o mână întinsă. Niște fii fi care merită o a, doua șansă. o a doua șansă. Există o carte foarte frumoasă, ceva despre tainele Harului, Uh, acolo există o ilustrație care pe mine m-a șocat. Se spune despre o femeie care, din sărăcie, uh, acum dacă ne uităm la uh, starea, uh, se spune că romângele și poporul nostru da, dă cumva multe femei ușoare. Prin Europa, de persoane, traficul traficul de persoane, da. Și una dintre cauze este și sărăcia și educația. Se spune despre o femeie care era extrem de săracă și a ajuns să practice prostituția ca să-și câștige traiul. Adevărul este că, în nicio situație, prostituția nu este acceptată de Dumnezeu. Femeia aceasta a ajuns să fie atât de consumată, în urma relațiilor ei a, a rămas cu însărcinată. Avea o fetiță de 3-4 ani spune Filipien în cartea lui, și ea, fiind atât de consumată, spune că nu lua decât câțiva dolari pentru relațiile ei sexuale. Dar ca să facă mai mulți bani, a ajuns să-și dea fetița de 3-4 ani pentru prostituție. Când omului Dumnezeu aude povestea ei. Spune, m-am ridicat și am întrebat-o: Cum ai putut să faci asta unui copil de 3-4 ani? De ce te-ai dus la o biserică? De ce ai cerut ajutor? Și ea spune: Păi, am fost la biserică. Și cei de acolo nu m-au făcut decât să mă simt mai prost. Și să-mi fie și mai mult scârbă de mine. Sunt cuvintele lui Filipenții. Redate. Că nu ai oameni care să te înțeleagă. Că nu sunt părinți care să te înțeleagă, că nu sunt oameni care să spună, păcatul ăsta e un păcat, da, am văzut, sunt în Galaten 5 sunt patru descrieri ale păcatului acestuia, năucitor, al, al iatului, diavolului din noi, a firii pământești, că nu sunt oameni care să aibă compasiune, să aibă poate și o pregătire în domeniu, atât spirituală, biblică, cât și psihologică, să aibă un profil da, să, să înțeleagă cum funcționează păcatul acesta, să întindă o mână de ajutor până atunci nu cred că ne vom ridica și nu va fi un, un, un remediu și o vindecare așa este de multe ori prin natura să spunem, ființenii noastre și spun ființenii în ghilimele din dorința noastră de a arăta că suntem mai credincioși. Ca niște decât, că, suntem mai pocăiți, mai credincioși decât alții. Tăiem orice șansă de, refacere a unora care au, au, au luat o sau... ideea s pus, în, știu, lângă, s-a e... pus lângă mine, mă mut cu scaunul mai exact, ei sunt apăsați oricum. Ai pus un etalon pe el și așa rămâne. Greu, da? greu. Așa rămâne. De aceea mulți dintre ei nici nu mai vin la biserică sau își caută biserici unde să nu fie cunoscuți. Da? Pentru că prejudecățile sunt dureroase. Prejudecățile p sunt extrem de dureroase. Păi, pilda, pilda, să zic, pilda fratelui risipitor. E fratele p nostru. P pilda <laughs> e fiului. Fiul risipitor în relația cu fratele lui. În lege cum se comportă fratele. E un exemplu clar la ceea ce se întâmplă. A păcătosului care vine să se pocăiască, e primit de tatăl, deci cel care Oarecum cel de ridicia, de da, și de pregătește, da, dar totuși să îl, cel din casă, să ospăț, fratele lui, nu bun, se poate... Nu poate accepta. Da, da. Și asta se întâmplă cu noi, asta facem noi. Asta facem noi. Vorbim despre remediu, despre, despre vindecare și m-ați întrebat dacă există iertare. Acum vreau să să pronunț, dar nu cu, cu ușurătate, ci cu, ci cu multă responsabilitate. Da, există iertare. Dumnezeu iartă, iartă păcatul acesta, dar asta nu înseamnă spunând, a, Dumnezeu mă iartă, îmi permit să păcătuiesc. Dumnezeu iartă păcatul, dar vreau să spun, consecințele sunt în continuare și o să le suportăm. Dumnezeu iartă efectul păcatului juridic împotriva lui Dumnezeu, dar consecințele, de exemplu, dacă ești tânără și ai rămas însărcinată dintr-o relație nepotrivită, Dumnezeu îți iartă dacă tu vii cu o pocăință ca lui David. David spune că se pocăiește și spune, Doamne, iartă-mă, mă, mă, trimitem din nou Duhul Sfânt, dăm din nou bucuria mântuirii, își mărturisește da, păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dacă vii cu o pocăință adevărată, Dumnezeu poate să ierte păcatul acesta. Adevărul este consecințe de rămân. De exemplu, copilul va rămâne mai departe. Te întreb, îți va fi ușor să-ți faci o familie. Dumnezeu în harul lui poate să îngăduie, să vină un băiat, să te iubească așa cum ești. Dumnezeu e mare și Dumnezeu e bun. Bunătatea lui ține în veci, slavă lui Dumnezeu. Însă nu întotdeauna se întâmplă așa. Unele consecințe Dumnezeu le lasă să le purtăm. De exemplu, acum 2 ani de zile a venit la noi la biserică cineva să se boteze și el toată viața a fumat câte 3 pachete de țigări. Noi l-am botezat, întoarcerea lui la Dumnezeu a fost adevărată, însă avea cancer la plămâni, plămânii lui erau afectați 99 în trei luni de zile de la botez, el a plecat la Domnul. A plecat mântuit. Am văzut și am avut certitudinea că el este întors la Dumnezeu. Pe patul de moarte mi-a spus să mă duc la Domnul. Dar consecința fumatului a rămas și a pierdut viața la până în 60 de ani. La fel este și cu păcatul acesta extrem de distrugător, care face viața țândări, care rănește, care produce durere. Gândiți-vă la partenerul de viață. Cât de umilit se simte, cât de ofensat se simte când tu l-ai trădat, când tu ai trădat jurământul căsătoriei, jurământul purității, când ai promis că îi vei fi loial, că îi vei fi curat până la moarte, da? Așa, așa jurăm. E e un păcat care are consecințe și împotriva lui Dumnezeu și am spus în emisiunea de data trecută și împotriva, poate e un păcat care ofensează, știi, noi acum spunem, ea aș spune, dar nu vreau să-l ofensez, știi cum i-aș povesti, aș de vorbă cu el, dar știi, e atât de sensibil, dar dacă el ofensează pe Dumnezeu, e bine, Știi, oamenii acum n-ar ofensa pe oameni, dar pe Dumnezeu ți-e ușor să-l ofensezi. De aceea, spun încă o dată, noi ar trebui să vorbim despre păcatul acesta. Ar trebui să-l condamnăm, să, să spunem nu părerea lui Dumnezeu, ci principiile lui Dumnezeu. Că noi, Dumnezeu nu are păreri, Dumnezeu are principii porunci, care noi, oamenii, trebuie să le respectăm ca să avem parte de o viață sănătoasă mental și de binecuvântare lui Dumnezeu. Altfel, ne îmbolnăvim ca și societate, ne autodistrugem da? ca, și, ca și societate. Cred că trebuie să fim cu. Uh, cum să spun eu, uh, deschiși și, și, gata de a, de a oferi, uh, de a oferi ajutor, de a oferi remediu. Dumnezeu iartă, consecințele, consecințele rămân, uh, Dumnezeu poate să repare și din consecințe, dar vedem în casa lui David, și închei uh, ideea aceasta, uh, în casa lui David a rămas sabia. Dacă ne uităm în istorie, eu aș spune istoria lui Israel, faptul că se rup semințiile, Rămân două seminții care formează Casa lui Iuda, celelalte zece seminții Casa lui Israel, e din cauza Sabiei, din Casa lui David. Deci, consecințele sunt, iată, și asupra mea, dar se răsfrâng și asupra altora din jurul meu. Asta este e extrem de serios. da? Să, să nu spunem, uite, Dumnezeu mă iartă, Dumnezeu, da, Dumnezeu iartă păcatul acesta. Dumnezeu îți oferă mântuirea, îți oferă uh, iertarea, dar consecințele pot fi extrem de dureroase. Așa că cel mai bine cred că este să lucrăm înainte decât să ajungem într-o stare dintre aceasta în care prevenirea prevenirea este așa cea că, mai bună. Uh, Tocmai ne-am apropiat de final și uh, n-aș vrea să încheiem fără să uh, mai oferiți un verset, un cuvânt așa de încurajare de final. Pentru că, într-adevăr, la văd domnule, există iertare, suportăm consecințele care sunt, plata păcatului uh, uh, este uh, asta care este, o tragem pe pământ, Iar iertarea vine din partea lui Dumnezeu, dar totuși să nu uităm că există harul acesta care încă curge de la Golgota încă se mai poate, așa că haideți fiecare să ne facem parte, azi, să, să veghem, cred că e una din, din cerințele care ar trebui să le, să le îndiluim fiecare dintre noi și apoi, cu Dumnezeu, stăm aproape unii de alții, veghem unii asupra altora și de ce nu ne și Uh, să spunem, hai să nu zic certăm unii pe alții, ci ne încurajăm, ne, uh, ne păstorim unii pe alții, să zic așa. Uh -huh. Uh -huh. Aș vrea să încheiem cu câteva versete din Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Dacă ai căzut în păcatul acesta, ai o șansă imensă la Dumnezeu. Mai departe continuă David și se roagă spunând, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Și continuă cu versetul 13, atunci voi învăța și aici vedem reabilitarea pe care poate să o facă Dumnezeu și îi spun slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu reabilitează. Am văzut oameni, importanța lui Dumnezeu care au căzut uh, pradă în capcana uh, imoralității. Oameni care s-au pocăit sincer, s-au întors la Dumnezeu sincer și Dumnezeu uh, i-a reabilitat. Uh, e adevărat că uh, aici sunt mai multe păreri și unii spun dacă faci o slujire publică și ai căzut în capcana aceasta, e bine după aceea să te retragi. Și motivația este următoarea, greu oamenii, dar prejudecățile oamenilor sunt atât de uh, dureroase și atât de uh, înfipte în inima lor, încât omului vine greu să te mai asculte. Trebuie să înțelegem că odată comis păcatul acesta, se întâmplă ceva în noi și cu noi și nu o să mai fim aceiași oameni niciodată. De aceea trebuie să stăm bine și să calculăm, să vegem, cum a spus dumneavoastră, cu mare atenție. Dar, dar David spune în vestul 13, eu m-aș ridica și a spune, David spune, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Eu aș spune, măi David, cum să-i mai înveți tu pe alții când tu ai căzut? Dar observați, David ce e reabilitare? David se pocăiește. Și întrebarea mea este, dacă Dumnezeu l-a reabilitat și dacă Dumnezeu l-a pus din nou, în slujbă, cine sunt eu ca om să nu iert? Cine sunt eu ca om să, să judec în continuare și să apăs în continuare? De aceea există iertare, există remediu. Dacă ai căzut în capcana aceasta sau dacă ești poate în capcana aceasta, dacă îți înșel soția, eu nu spun decât Dumnezeu să aibă milă de tine. Te afli într-o situație extrem de gravă. Da? E ca și cum ți-ar spune că ai metastază din cap până în picioare. Mai devreme sau mai târziu, puroiul va bubui. Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Dumnezeu te va lăsa în, în starea aceasta. Ce poți face este să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu cu mărturisire. Mărturisește-i soției tale. Știu că îți vine greu. Dacă n-ai curaj soției, caută un păstor, caută un confident, caută un om de încredere. Stai de vorbă cu el. eu, eu am avut oameni care pe patul de moarte m-au chemat. Am avut cazuri. Și pe patul de moarte mi-a spus, eu trebuie să plec, știu că plec la cele veșnice, dar vreau să-ți spun, ani de zile am trăit în păcatul ăsta. Și erau persoane care spuneau poezii în biserică. Am privit cu lacrimi și am spus, Doamne, ai milă. Am luat seama la mine să nu cad. Am ținut iertare și am văzut oameni care au plecat la cele veșnice în cu Dumnezeu. Aboi, Eliberați, ușurați. Pentru că sângele lui Hristos, spune Scriptura, ne curățește de orice păcat. Dumnezeu poate să ne reabiliteze, Dumnezeu poate să ne vindece, să ne scoată din prinsoarea, din capcana aceasta a diavolului. Cum să spun, zarurile sunt la tine, decizia e la tine, hotărârea e la tine. Vei căuta să mușamalizezi, să ascunzi, s-ar putea Dumnezeu să nu trimite un atan, S-ar putea Dumnezeu prin emisiunea aceasta să, să fie una ta în emisiunea aceasta și Dumnezeu să se uite în ochii tăi și să-ți spună căile pe care ești tu nu sunt căi bune, e calea morții, e calea păcatului, este drumul care te va duce la moarte, Vino pe calea mea care e dreaptă, Vino pe calea Sfințeniei. sunt gata să te iert și sunt gata să te binecuvintez și pe unii, Dumnezeu e gata să-i reabiliteze, punându-i înapoi chiar în slujbe de astea publice, cum a spus David. Voi învăța pe alții, voi. Dumnezeu poate să-ți refacă viața și poate să te binecuvinteze. Doar tu să mărturisești și să vii cu pocăință. Mă întreb oare cum ar fi, cum ar fi timpul nostru de rugăciune la biserică dacă oamenii și-ar mărturisi cu adevărat viața înaintea lui Dumnezeu și ar spune, Doamne, vreau să fac o mărturisire, nu de asta fățarnică, cum mărturisește David aici, dar o mărturisire sinceră, curată. Aceea este mărturisirea care aduce iertare, care aduce vindecare, care aduce mântuire. Amin. Slavă Domnului! Mulțumim frate Ovidiu pentru emisiunea aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea putere în continuare să ține steagul sus, să provoziți Evanghelia și Dumnezeu să vă dea binecuvântare în lucrarea pe care o faceți. Și de asemenea vă așteptăm la o nouă emisiune cât mai curând. Și eu vă mulțumesc pentru deschiderea de a face o emisiune atât de uh, dificilă, dar uh, atât de, uh, cum să spun eu, uh, nevoie, fi nevoie de o, de o, astfel de discuție, care sper și și mă rog și mă voi ruga, Dumnezeu să facă uh, din emisiunea aceasta uh, o binecuvântare pentru mulți. vă, Domnului, mulțumim mult, stimați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați ales să petreceți minutele împreună cu noi, uh, vă mulțumim că ne-ați în casă asta, până data viitoare noi vă salutăm și vă spunem la revedere!